Alina Tănase ar fi putut fi unul dintre medicii români cu performanțe în străinătate. A fost tentată să plece din țară de mai multe ori, dar a rămas acasă, convinsă că și în România se pot face lucruri la fel de bune ca afară. Este coordonatorul programului de transplant medular, locul unde pacienții sunt tratați la standarde nemțești, dar cu empatie românească. Am văzut cum se poate face în străinătate și mi s-a părut că pot să fac același lucru la aceleași standarde și acasă la mine. Și faptul că am reușit să cresc această activitate și să avem această echipă care știe să facă acest lucru și care poate să concureze cu un centru mare de transplant din străinătate, mie mi se pare că a meritat. Sistemul românesc de sănătate s-ar îmbunătăți dacă fiecare ar face lucrurile foarte bine în domeniul său. Există diferențe de mentalitate între români și occidentali, iar banii nu sunt deloc de neglijat. Eu cred că avem personal medical foarte bine specializat. Întotdeauna nu aud decât cuvinte de laude la adresa doctorilor care merg în străinătate. Există o diferență, sunt de acord, de mentalitate. Și aș zice și la nivelul pacienților și la nivelul medicilor. Medicii sunt mult mai empatici decât în statele vestice, mult mai empatici. Noi ne atașăm de pacienți, noi vorbim de pacienți ca și cum ar fi ai noștri și așa ne și comportăm cu pacienții în mare parte din activitatea noastră, ceea ce nu vom găsi niciodată într-un sistem vestic. Niciodată. Nu știu dacă este bine sau este rău, dar este complet diferit. Și din punct de vedere al mentalității pacientului, noi ca români? Și din punct de vedere al pacientului, cred că pacientul român este obișnuit să primească servicii medicale imediat, atunci când are nevoie și nu acceptă niciun fel de întârziere și niciun fel de listă de așteptare. Ceea ce este normal în Europa vestică, la noi nu. Ce ne lipsește nouă ca să-i ajungem din urmă? E problema de bani? E oare problema de personal? Sau sunt alte lucruri de altă natură? Cred că este o problemă și de mentalitate. Ceea ce spuneam, cred că este diferit la noi față de țările vestice. Cred că este și o problemă de bani, fiindcă atât diferența între cât alocăm noi pe sănătate față de cât alocă Suedia este de 10 ori mai puțin în România și atunci nu avem cum să avem sisteme comparabile în condițiile în care bugetul sănătății este de 10 ori mai mic. Medicii au altă atitudine față de acum 10 ani, iar lucrurile se vor schimba și mai mult cu trecerea generațiilor, crede Alina Tănase. Când eu am făcut medicina, nu te învăța în școala de medicină cum să abordezi pacientul. Nu exista această materie. Cu siguranță că între timp lucrurile încearcă să meargă în această direcție, explicând din școală că pacientul trebuie abordat ca o echipă. Sper acest lucru, că lucrurile se vor schimba odată cu trecerea generațiilor. Pe de altă parte, sistemul medical acum este mult mai deschis. Studenții merg în stagii de pregătire în alte universități. Rezidenții merg în stagii de pregătire în alte spitale. După ce vezi alte opinii, îți schimbi și tu atitudinea. Ce părere aveți despre această aplecare a unor români, nu știu, au încredere în anumite tehnici, homeopatie, tot felul de terapii? Eu nu cred în ele. Sau nu cred, fiindcă nu sunt o bună cunoscătoare a acestor tehnici. În momentul în care ești diagnosticat cu o boală oncologică, cu o leucemie acută, cu o malignitate hematologică, singurul tratament demonstrat că are efect este citostaticul. Nu avem ce face cu homeopatia în astfel de cazuri, fiindcă doar încurcă și doar prelungește timpul până când faci tratament corect. Și doar crește stadiul bolii. Nu cred că există cancer
rezolvat cu homeopatie. Românii ar trebui să fie mai atenți la semnalele date de orice boală. Oboseala nu trebuie tolerată, iar analizele ar trebui făcute regulat. Foarte mulți dintre români nu și-au făcut niciodată analizele până când nu au descoperit această boală. Foarte mulți. Există, mai ales pacienții din mediul rural, n-au fost niciodată la medic până când nu i-a luat salvarea cu o boală gravă. Deci cred că trebuie să prețuim sănătatea, cred că trebuie să verificăm uzual starea noastră de sănătate. Chiar dacă ți-ai făcut analizele acum 3 luni și erau bune, asta nu înseamnă că nu poți dezvolta o boală, o leucemie acută după 3 luni. Din păcate, aceste boli sunt caracterizate de niște celule care cresc foarte repede, foarte repede însemnând de la o zi la alta, și sufocă celulele normale. Ceea ce înseamnă că putem să avem analize absolut normale în decembrie și în martie să mergem să fim diagnosticați cu leucemie acută. Deci faptul că ne luăm analize uzuale nu exclude sau nu putem descoperi înainte o astfel de boală. Dar putem să facem screening de anumite cancere. Suntem în 2019, ar trebui să verificăm, da, după o anumită vârstă, să facem screening de cancer colorectal, de cancer de sân, de cancer de col. Sunt lucruri care deja sunt cunoscute. Astea ar trebui să le facem. Ar trebui să fim atenți la starea noastră de sănătate și să nu mai lăsăm oboseala să treacă de la zi la zi și să ni se pară normală. Foarte mulți pacienți și în special paciente care s-au obișnuit cu oboseala. S-au obișnuit cu oboseala până când boala a fost diagnosticată în stadiu 4 de boală, de exemplu. Deci oboseala este un semnal clar că organismul, da, sau ceva nu e în regulă? Exact. Și că trebuie să-i acordăm atenție. Noi știm că acest proces de apariție al cancerului nu este un proces într-un singur pas. Este un proces multistep și aceste modificări la nivel celular se fac în timp. Și doar ultimul stimul este cel care declanșează boala. Deci, cumva, organismul nostru ar trebui să fie verificat din când în când.